Furtuna a făcut prăpăd în cel mai cunoscut bazin legumicol din țară. Vijelia cu intensitate neobișnuită a lovit comuna Matca din Galați, a pus solariile la pământ și a compromis culturile. Ia uitați, doamne, ia uitați. De unde se bag eu să filmez? Ia uitați, doamne, uitați, doamne, ce... Uitați, doamne, tot solariilor, tot cu ardeipii, doamne, uitați. La Matca, furtuna a pus la pământ nu doar solariile din lemn, ci și pe cele metalice. E vorba de sute de hectare de solarii care sunt stricate la pământ, plus zeci de acoperișuri de case care au fost smulse în urma curentului ăsta vântului foarte puternic. Stație Rusie aveam aici, dar din păcate... Au căzut o grămadă pe jos. Da, căzut. N-a rezistat nimic. Câte... Într-o secundă a zburat tot. Deci nu puteai să stai, n-aveai unde să... Dezastru. Au zburat tot. Folia, am avut dublură aici. Nu mai e nimic. Maxim o jumătate de oră. S-a negrit tot, și într-o jumătate de oră s-a spulberat, s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Ia uitați, doamne, cine a rupt solarul. Care vrea să vină să-mi dă o mână de ajutor, să-mi scot și eu, că priori poate mai salvez din Ardei. În mare parte, culturile sunt compromise. Am găsit daune totale. Cultură distrusă, bătută de piatră, solar nou făcut din fier. Este îndoit. Cultura e daună 80%. Mi-a îndoit duba. Vă dați seama, o mașină mare ca să o răstoarne de loc. Ca să iei vârful la... La solare, că da. E lemn, dar acoperișul de pe casă, Linda, da. Cred că a fost un pic de fel de taifun, cum spunea în America, un fel de tornadă, un vârtej foarte mare. Nu știu, n-am văzut și nu știu cum să explic. Așa ceva, ce s-a întâmplat, eu. Nu știu, e peste puterea mea de înțelege, e grav, e foarte, foarte grav.